Da. Adi, vreau să mă ajuți. Că trebuie să notăm cu ceva. Cu capa. Ce da. Să fie capa? Capa ce să fie? Noi notam cu capa valoarea unui raport. Da. Dar aici n-am ajuns să formulăm raportul, nu? Deci, să zicem că notăm cu X și Y lungimele. Hai să încercăm așa. Haideți să începem, da. Da? Deci fie cu X lungimea primei lumânări și cu Y lungimea celei de-a doua lumânări. Oamenii taman invers. Da? Deci cu X și cu Y. Sănătos. Acum. Deci, aici arde, cât arde? Două cincimi de lungime, nu? Da. Că dacă iar ar arde în 5 ore... Corect, două cincimi, corect. Da, două cincimi din X... Și câte rămâne aici? 3 cincimi din X. Da. Deci 3 cincimi din X. 3 cincimi din X. Egal cu asta care a rămas aici. Cât reprezintă 90 de minute din... 210? Din 210. Deci, păi dacă 210 înseamnă... 210 înseamnă Y-ul, da, corespunde lui Y, dar 90 de minute corespunde alfa, să zic. Da? Aici este regula 3 simplă, că la 90 de minute mai puțin. Deci alfa ăsta vine 90 ori Y pe 210. Da. Deci alfa egal cu 90 ori Y supra 210. Adică prin 0, 9 cu 21 simplifică pentru un 3 și face 3 pe 3 șeptimi din Y. Da. Deci, 3 cincimi din X egal cu 3 șeptimi din Y. Egal cu 3 din Y. Pentru că fiecare jumătate de asta se dă în două. Și câte bucăți de jumătăți am eu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Corect. Și atunci, câte șeptimi au rămas? 3. 1, 2, 3. Perfect, când a dat și nouă. Corect. Deci, ce spune problema? La un moment dat, după ce ard două ore cele două lumânări, da, ele rămân la aceeași, de aceeași lungime. Lungime, da. Au aceeași lungime. Adică, partea asta de jos, adică 3 pe 5 din X, 3 pe 5 din X este egală cu 3 șeptimi din toată lungimea. Din Y. 3 șeptimi din Y. Deci egal cu 3 șeptimi din Y. Și noi trebuie să aflăm raportul între X și Y. Raportul dintre ele? Păi așa am spus, că raport, da, care este... De câte ori a fost mai scurtă o lumânare față de cealaltă. Exact, raportul între X și Y. Deci de aici rezultă că X pe Y, da? Prin 3 putem simplifica, uitați, 3 și în stânga și în dreapta. Deci împărțim relația asta prin 3 și rezultă că X supra 5, hai să scriem că la X pe 5 egal cu Y pe 7. Și acum, putem schimba mezei, da, cu extremii. Și facem 5y egal cu 7x. 5y egal 7. Sau că x supra y, adică, da, x supra y egal cu 5 pe 7. Da? X pe y. Sau de aici spunem că x egal cu y ori 5 pe 7. X egal cu y ori 5 pe 7. Deci, de câte ori este mai scurtă
15/7. De 15/7 ori. Nu dublu. Mm-hmm. Nu dublu. De 5/7. Sau invers. Adică... Dacă scot pe Y, de câte ori e mai mare Y-ul față de X? Tot de 15/7. Nu, nu, nu. De 7/5. Că dacă scoatem pe Y-ul de aici, ar veni 7X pe 5. 7X pe 5. Adică 7 pe 5 ori X. De 7 cincimi, odată și 2 cincimi. Că 7 pe 5 înseamnă un întreg și 2 cincimi. Deci odată Y-ul este mai lungă, nu? Este mai mare decât eu. De 7 pe 5 ori. De 7 pe 5 ori. Mai insistăm la problemă, că problema este cu adevărat super spectaculoasă. A apărut că ar fi dublu. Da. Nu? Așa, vrem de câte ori. Vrem să spunem la cât, de câte ori, o dată, de două ori, de trei ori, că să fie un număr întreg. Da. Dar insistăm încă o dată. Vreau să insist să... Asta e problemă cu caracter aplicativ. Da, adică practic, pe practic. Partea practică. Da? Nu le avem. Hai să înțelegi. E matematică de acolo. Dar altfel nu se putea face, nu, domnul profesor? Adică trebuia să gândească ei la alfa ăla, să-i ducă pe ei mintea să pună așa? Păi, hai să mai vedem încă o dată. Unde se află miezul problemei? Nu putem deodată să spunem clar problema, ci nu suntem în etapa de tatonare. Exact. Hai să o tatonăm, să vedem. Da? Să vedem esența, să putem pătrunde în esența problemei. Deci, sunt două lumânări. Două lumânări de grosimi și lungimi diferite. Cum prima arde în 5 ore, acea groasă, cea scurtă, zice, da? Cea scurtă în 5 ore. Asta îmi spune că e mai groasă de arde în 5 ore. Cealaltă e mai lungă, dar mai subțire. 3 ore și jumătate. 3 ore și jumătate. Tragem noi concluzia? Tragem concluzia din acest lucru. Raționament. Din acest raționament. După ce au ars timp de 2 ore, lumânările au lungime... Adi, hai să vedem. Le dăm foc, le-am desenat, Adi. Le-am pus și pe cea mai lungă am surprins-o, nu? Și fiindcă ard din 3 ore și jumătate, am surprins... M-am gândit câte jumătăți am în 3 ore și jumătate. Câte jumătăți de oră am? Da. Păi, câte jumătăți șapte de oră? 7 jumătăți de oră. Deci, asta ar însemna 7 jumătăți de oră. Da? Și am împărțit-o în jumătăți de oră. Sunt 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dacă arde 2 ore, înseamnă că se duc 4 jumătăți. Corect. E jumătate de oră în fiecare. Da? Da. Rămân 3 jumătăți de oră. Da. Adică oră și jumătate. Corect. Dacă asta tot 2 ore arde, înseamnă că se duc 4 jumătăți, dacă ar fi 2 ore, da? Da. Rămân cele 3 ore. Care înseamnă 6 jumătăți. 6 jumătăți ar însemna. Dar ceea ce este esențial, că ele acum au aceeași înălțime. Corect. Adică, ceea ce a semnat consumul deasupra, putem face un raport. Adică, ce ar însemna aici? 3 cincimi din X, nu, pot să mă duc și pe partea asta să judec, nu? Corect. 3 cincimi din X este egal, că sunt la aceeași înălțime. Da. Este egal cu 3 șeptimi din Y. Corect. Asta e corect. Da? Da. Că noi trebuie să... Am notat cu X ce am notat. Lungimea primei lumânări. Și cu Y lungimea celei de-a doua lumânări. Corect. Și fără alfa tot asta putem să o... După desen. Deci 3 cincimi din X egal cu 3 șeptimi din Y este, dacă vreți, o ocolită chestia asta. Corect. Da? Corect. De ce am spus mai devreme? Haideți să insistăm mai mult, că s-ar putea să scurtăm raționamentul. Da? Cred că esențial este aici, când spune că arde în 3 ore și jumătate. Corect. În care înțeleg în 3 ore și jumătate că sunt 7 jumătăți de oră. Corect. Ăsta este punctul finuț al raționamentului. Corect. Și cele 2 ore erau 4 jumătăți. Cele 2 ore sunt 4 jumătăți și mai rămas 3 jumătăți. Corect. Acolo era. Nu știu. Ăsta e miezul problemei, nu? Ca să evit chestia de aici. Da. Care părea un pic ciudat. Da, pentru ei sigur.
X este egal la alta. Deci desenul făcut de aici, momentul în care le așez stând pe masă cele două lumânări, adică de aici, de la bază începând, corect, asta mai lungă, care arde în 3 ore și jumătate, deci în 7 jumătăți de oră. Corect. Cealaltă ar arde în 10 jumătăți, dacă ar fi. Da, dar nu ne interesează asta. Nu mă interesează, ci în clipa în care ajung să fie egale aici, înseamnă 3 cincimi din X, pentru că 3 cincimi din 5 X. Ore, corect. Da. Da. Sau 6 zecimi. Că 6 au rămas aici. Tot are. Tot așa, 3 cincimi din X. Corect. Da? Corect. 3 cincimi din X egal cu 3 șeptimi din Y. Corect. Și aici s-a făcut tot. Aici e problema. Asta trebuia făcut. Exact. Da? 3 cincimi din X egal cu 3 șeptimi din Y. Împărțim pe 3 și totul este rezolvat. Wow. Ce problemă. Da, adi unde ți se pare grea? De ce? Tu rămâi un pic deasupra problemei. Adică nu vrei să pătrunzi în ea. Hai să pătrunzi, eu te invit încă o dată să gândim problema. Deci, am pornit spre problema asta cu gândul că o fac. Da? Bună gândire. Deci, eu asta, este o atitudine pe care mi-am construit-o, să zicem, în sufletul meu, încă de mic copil. Deci nu știu să dau înapoi, indiferent de greutatea sau dificultatea problemei care o am. Deci mă înarmez cu știu. Pot. Știu și pot. Sunt cele două arme care mă determină să fac progres. Să fac lucruri nefăcute niciodată din mine. Știu și pot. Dar în momentul în care îmi spun asta, nu am nicio idee. Însă pe culoarul ăsta am șanse, Adi. Altfel, dacă nu am modul ăsta, Miruna, de a gândi, nu am nicio posibilitate să mă înfingă problemă. Ce se întâmplă? Tot timpul îți rămâi deasupra. Și atunci, cât timp? Acum dacă vreți, mă spovedesc, mă destănui. Ce mi s-a întâmplat din clipa în care am auzit problema pentru prima dată? Am spus, mă spovedesc în ghilimele. Adică, da, am spun asta, Adi, cu gândul de a te convinge să faci și tu la fel mâine. Deci, când a citit mama lui Miruna problema, eu ștergeam tabla. Am ajuns să înțeleg jumătate din problemă. Jumătate? Nu, am auzit problema. Două lumânări. Atât am înțeles să spun eu. Da. După care am mai zis încă o dată să o citesc. Am reținut că 5 ore și 3 ore și jumătate. Am mai stabilit un lucru în mintea. Care e mai groasă? Una care lucrează și mai ales esențial că cea scurtă în 5 ore. Cea scurtă în 5 ore mi-am spus atunci e mai groasă. Mai groasă, corect. Fără da. Da. Mai insist. Adică am și pe tine și pe Miruna, vreau să vă conving, dar nu numai pe voi să vă conving. Să conving și pe cei care ne urmăresc, sigur că. Am făcut desenul destul de nepotrivit mai întâi. L-am aranjat cu aceeași înălțime. Și până la zi, nu. Hai pe cea mai lungă, lumânarea mai lungă, să o pun mai sus. Să stea la aceeași înălțime aici, pentru că după ce ard, ele sunt la aceeași înălțime. Adică am vrut să mă pot orienta așa. Și atunci tot, Adi, tot mă bruia. Cu fel de fel de ale lui. Da. Și eu am zis, hai să notăm, Adi, ca să intrăm în problemă, să notăm pe X lungimea la prima, Y la cea de-a doua, nu? Și, notând-o cu X și cu Y, momentul de sprint foarte tare, când m-am convins că problema e a mea,
a fost acela când 3 ore și jumătate l-am prins din jumătate în jumătate de oră. Și am văzut cele 7, nu? Adică am pus mâna pe șeptime. Da, ne-am uitat la sfârșit și la sfârșit exact cum a făcut de la vos. Mai că desen, adică fără desen. Fără desen. Da, ei zic așa că dacă X în 5 ore, atunci am 2 ore. Y în 3 ore și jumătate, B în 2 ore. A e 2X pe 5, B e 2Y pe 3 ore și jumătate. Da, și de 4Y... din 7. Deci dispare din 7. Da, da. Și atunci zice, dacă în 2 ore lungimea primei lumânări scade cu 2 pe 5 y, deci devine 3x pe 5. Da, iar lungimea celei de-a doua scade cu 4y pe 7, devine 3y pe 7. Da. Atunci 3x pe 5 egal cu 3y pe 7, x pe y egal cu 5 pe 7. Și se aplaudă, da, mă. Da. Mai e bun, domnul. Da. Sigur că autorul vede într-un mecanism al lui propriu. Eu sunt satisfăcut, chiar mulțumit, pentru că miezul problemei este constă și în asta, așezarea de semn acolo. Acum, elevul din fața mea și elevul care va privi, are și vizual chestia aceea. Tot ce spune acolo, așa, este mult mai vizibil acum, nu știu, mai clar. Da? Pentru că, iată, 3 cincimi îi rămân, că ce rămâne din lumea asta e egal cu ce rămâne din partea asta. Eu asta exploatez exact cuvântul. Acolo era raționat. Da? Da. Și atunci zici, 3 cincimi din toată lumea aia, 3 cincimi din X. Egal cu 3 șeptimi din Y. Egal cu 3 șeptimi din Y. Și gata e problema. Bravo, domn profesor. Da. Dacă descoperești chestia aia, da. Dar eu sunt... Era un olimpic. Nu, da. Adi. Motivul esențial a fost încrederea în mine. Asta vreau să vă spun. Deci eu vreau să vă comunic vouă această atitudine pe care trebuie să o ai. Nu, teama de... Dacă ți-e teamă de problemă, nu ai nicio șansă să o faci. Mi-e frică de frică. Mi-e frică. Vine vouă și te mănâncă. Da, da. Deci eu asta vă invit să fiți de acord cu mine. Aș vrea să particip de acum încolo la toate lecțiile. Da, da, că te trezești gândind pozitiv. Pozitiv. Da, da. Gândind pozitiv și gândind începi să te construiești pe interior ca unul care ai forță. Hai să merg la handbal, Adi. Dacă, ca un exemplu de concret la handbal, dacă ți-e teamă să arunci la poartă, că s-ar putea să dai în bălării, nu? Apoi nu mai arunci niciodată la poartă. Da. Nu încerc. Mai încerci? Nu, Adi. Încerci azi, încerci mâine. Dar nu ți-asumi răspunderea. Tu ai văzut, e vorba de handbaliști care fac asta ca niște profesioniști. Și e vorba de faptul că în momentul în care reușești, când ai și reușit, asta te îndeamnă să mai încerci odată și încă o dată. Și reușitele se țin una de alta. Dacă se instalează în mintea ta teama de a arunca la poartă, că s-ar putea să dai pe lângă poartă, nu mai încerci, chiar din eșec în eșec mergi. Deci există o chestie psihologică pe care vreau să vă comunic. Ați arătat de vreo 4 ori și la 5 ori a reușit. Da, bine. Bine. Da. Problema a fost făcută de noi acum, după ce am pătruns așa în intimitatea ei. Mai încercăm una. Ai acolo mânările. Clopotele bisericii, cu viața Sfânta Parascheva. Așa. Va de 3 ori în 12 secunde. Ce face? Poate de 12 secunde. De 3 ori în 12 secunde. Adică așa, gata, am priceput-o până acum. În câte secunde bărbate de 12 ori? Problema 27 de la pagina 46. Deci clopotele bat de 3 ori. Ce-i problemă? 27. Da. 27. De la pagina 46. 46. Deci clopotele bisericii cu vioasa Sfânta Paraschiva, din râmbicul Vâlcea, dacă mai contează, bat de 3 ori. În 12 secunde. 3 ori 12, da. De 3 ori în 12 secunde. În 12 secunde. De fapt, deci odată la 4 secunde. Odată la 4 secunde, asta vreau să-i spun. În câte secunde bărbatele de 12 ori? Odată la 4 secunde. Odată la 4 secunde. 4 secunde. Direct. Nu? Deci, da. De 3 ori. Bărbate, în câte secunde?
bărbate de 12 ori. De 12 ori? În X secunde. În X secunde. A spus acolo o oră și acolo era 3 ore. De tot aia. O dată. O dată la 4 secunde, am stabilit. O dată la 4 secunde. De 12 ori, în câte secunde bărbate? 48. Cum? Așa de repede? Da, bă, direct. Păi, direct. 7 stele. E de proporționalitate. Nu? Nu mai zi nimic. Păi, de 3 ori în 12 secunde sau o dată în 4 secunde. O dată la 4 secunde, ca să bată de 12 ori. De... În X secunde. 4, 12, 48 de... Deci dacă asta e de 7 stele... Nu-i de 7, da, e de 7. N-are importanță, n-are importanță de câte dacă stele. Dacă nu are 7, e pe toate 7, da. E de 7, da. Să vedem dacă cine să... Da, deci, Adi, încă o dată și Miruna, înțelegeți că lucrând la matematică, vă crește starea de bine. Poți, se instalează starea de bine. Degeaba, da? Tu de ce ușoară era asta? Tu te-ai speriat că e 7 stele și ai refuzat să crezi că e așa de simplu. Da, a refuzat. De ce? Fiindcă discuția purtată mai devreme nu te-a convins. A trebuit să stai tu și să mergi cu aceeași chestie. La 7 stele sunt imposibil de abordat. Nu? Da, da, dar de ce? Nu știu. Asta este motivul. Trebuie să mai facem lucrurile de caracter practic. Trebuie să mai facem astea caracter practic, chiar îți dă. Să finalul. Hai, zi finalul. Hai. Vă mulțumim că l-ați urmărit pe profonaj și să aveți o seară plăcută. La revedere. Numai 21 de minute.